Este ora 15. Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Continuă controversele după vizitele oficialilor români în Ucraina. Florin Cîțu susține că a aflat de la partea ucraineană că Marcel Ciolacu va merge la Kiev alături de Nicolae Ciucă. Asta deși președintele PSD susținuse că a vorbit cu Florin Cîțu cu câteva ore înainte de plecare. Ciolacu a justificat gestul său de a nu mai respecta programul oficial prin faptul că este unul dintre liderii coaliției. Acesta s-a declarat convins că și ucrainenii au înțeles de ce România a trimis la Kiev două delegații în două zile diferite. Colega mea, Gabriela Mihai, ne detaliază întreg subiectul în cele ce urmează. Gabi, ești în direct. Bună ziua! Am găsit, în urmă cu puțin timp, președintele Senatului Florin Cîțu a făcut și primele declarații după vizita pe care a avut-o ieri la Kiev și spunea Florin Cîțu că nu a fost informat de președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu că nu vor mai face această vizită împreună, pentru că ne reamintim, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a plecat în Ucraina cu o zi mai devreme, însoțit de premierul României Nicolae Ciucă, dar și de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Ei bine, inițial discuția și înțelegerea era ca cei doi șefi ai Parlamentului, în speță președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, să meargă împreună în această vizită oficială la Kiev. Am văzut însă că Marcel Ciolacu a plecat în vizită cu premierul Nicolae Ciucă, iar în această dimineață președintele Partidului Social-Democrat Marcel Ciolacu a spus că l-a informat pe Florin Cîțu cu câteva ore înainte de a pleca în Ucraina că va merge cu premierul Nicolae Ciucă. A ales să meargă cu premierul Nicolae Ciucă la propunerea acestuia. A informat inclusiv administrația prezidențială în privința acestei vizite oficiale în Ucraina. Pe de altă parte, Florin Cîțu susține că a aflat din partea oficialilor din Ucraina că va merge singur în această vizită în Ucraina și totodată preciza Florin Cîțu că nu înțelege de ce Marcel Ciolacu a ales să meargă în cea de-a doua zi, în contextul în care, în prima zi, în contextul în care în cea de-a doua zi, adică atunci când a fost programată oficial această vizită, au avut loc și discursuri în Parlamentul din Ucraina și totodată întâlniri cu mai mulți oficiali ucrainieni. Pe de altă parte, am văzut că și Marcel Ciolacu s-a întâlnit inclusiv cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Au avut discuții inclusiv cu premierul ucrainean și cu președintele Parlamentului din Ucraina. Așadar, cei doi până la urmă au ales să meargă separat. Până la urmă, și Marcel Ciolacu și Florin Cîțu au precizat că a fost foarte bine că cele două delegații din România au fost prezente în Ucraina, pentru că este un semnal puternic de susținere a României față de Ucraina și referitor la faptul că ne reamintim, ucrainienii au solicitat în repetate rânduri inclusiv să primească armament din țara noastră. Premierul Nicolae Ciucă a spus că analizează această solicitare venită din partea executivului din Ucraina, iar Florin Cîțu, președintele Senatului, spunea că este nevoie să acordăm mai mult sprijin Ucrainei. A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu primul ministru, domnul prim-ministru având un mandat de la președintele României, și a fost un semnal clar, pentru că atât eu cât și domnul prim-ministru, în afară de funcțiile de președinte al Camerei și de prim-ministru, eu sunt președintele Partidului Social Democrat, iar domnul prim-ministru este președintele Partidului Național Liberal. Și a fost un semnal, fiindcă știți la fel de bine ca și mine, că Parlamentul României reprezintă voința poporului. Marcel Ciolacu a recunoscut că trebuia să meargă în Ucraina alături de Florin Cîțu, însă și-a adus aminte brusc că este și președintele PSD. Drept urmare, s-a decis să plece cu o zi înainte alături de premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL. Pretinde însă că a vorbit și cu președintele Senatului despre această schimbare. Domnul președinte Florin Cîțu, am avut împreună o discuție
pe telefon înainte de a pleca eu împreună cu domnul. Mult timp înainte de a pleca l-ați informat? Doar că Florin Câțu spune că această discuție nu a avut loc niciodată și că el a aflat totul de la oficialii ucrainieni. Am aflat despre faptul că domnul președinte Ciolacu nu mai vine pe 27, nu am întrebat când vine, nu am știut exact ce se întâmplă, nu a fost nici neara treaba mea. Eu am ținut despre de vizita Senatului, invitația a fost adresată Senatului, deci nu era o invitație împreună. Domnul Ciolacu v-a informat că o să plece separat de dumneavoastră cu o zi înainte? Tocmai v-am spus că am aflat de la partea ucraineană, care m-a sunat. Ați avut o discuție ulterioară? Nu. Pe mine partea ucraineană m-a contactat pentru că vreau neapărat să fiu la acel congres. Vă spune că v-a sunat. Că v-a sunat și v-a informat că nu mai merge. Nu m-a surat. Marcel Ciolacu a insistat să spună că nu a fost nimic anormal să plece mai devreme decât fusese invitat și spune că prezența lui alături de premierul Nicolae Ciucă este foarte firească. Chiar dacă nouă, și cred că devenim un pic cam mult, vreau să zic, cărcotași, înțelegeți că au fost două delegații cu două obiective total separate. O delegație politică reprezentând președinții celor două mari partide din România, având o majoritate de peste 65% în Parlament și primul ministru cu mandat din partea președintelui, cum este și corect și normal, deoarece a fost întâlnirea și cu președintele Ucrainei, și o delegație la nivel european formată din mai mulți președinți de parlamente. Este corectă abordarea. Eu m-aș uita la partea bună a lucrurilor și haideți să lăsăm de spatele, din spatele publicului, cine când a mers. Trei oficiali ai statului român au mers în două zile în Ucraina. Pentru România este foarte important. Am fost acolo, toți am reprezentat poporul român. În două zile am reprezentat poporul român acolo. Îi susținem pe ucrainieni în toate eforturile. Era nevoie de această prezență a noastră acolo. Jurnaliștii ruși amenință direct România, dar și alte țări europene, cu un preludiu al celui de-al treilea război mondial. Toate acestea vin după ce subsecretarul de stat al Forțelor Armate Britanice a susținut că Ucraina este îndreptățită să atace bazele militare de pe teritoriul Rusiei. Dacă acest lucru se va întâmpla, Kremlinul ar fi îndreptățit să lanseze rachete asupra statelor care livrează arme ucrainenilor, printre care și România. Aceste amenințări vin din partea publicației ruse Pravda.ru, care critică dur declarațiile recente ale subsecretarului de stat al Forțelor Armate, James Happy. În timp ce Londra susține că Ucraina e îndreptățită în contextul războiului să atace liniile logistice, proviziile de combustibil și depozitele de armament din Rusia, jurnaliștii de la Pravda au avut un răspuns dur, un preludiu al celui de-al treilea război mondial. Vizate de posibile atacuri ale rușilor cu rachete ar fi statele care furnizează direct armament ucrainenilor, atât în mod oficial cât și neoficial. Mai mult, România și Polonia ar fi în special pe lista Kremlinului. Fie fizic, fie mental, aceste țări nu vor supraviețui unui atac cu rachete calibr. Ar fi cu adevărat un preludiu al celui de-al treilea război mondial, dar aliații SUA ar fi primii care l-ar pierde din cauza comportamentului lor indezirabil. Polonia și România sunt primele pe lista celor care o caută cu lumânarea, scriu rușii de la Pravda citați de Rador. Chiar dacă până acum România nu a trimis armament vecinilor noștri, MAPN a aprobat recent un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legislației, astfel încât statul român să poată dona direct armament Ucrainei sub formă de ajutor. Mai mult, nu doar armele ar fi un motiv ca Rusia să ne atace, ci și situația din Transnistria. Jurnaliștii ruși sunt de părere că țara noastră ar putea pregăti o invazie pentru salvarea fraților moldoveni de acolo. Ar putea fi în primul rând România. România ar putea invada acum Transnistria pentru a-și salva frații moldoveni de acolo. Rachetele 3M14 calibr cu care amenință rușii sunt rachete de croazieră mare-sol, care au devenit un pilon al marinei militare a Rusiei în ultimii ani. Acestea pot fi lansate de pe o navă de război sau un submarin și cu o rază de 1500-2500 de kilometri pot lovi, spre exemplu, direct Kievul din Marea Neagră. România are încă două cazuri suspecte de hepatită cu cauze necunoscute la copii. Acestea se adaugă unui caz deja confirmat, o fetiță de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Îmbolnăvirile au creat panică în rândul părinților, dar specialiștii explică faptul că adulții nu sunt vulnerabili în fața acestei variante a bolii. Se întâmplă acest lucru pentru că la un copil mic, ficatul este principalul gunoier care are grijă de deșeurile pe care le produce.
produce organismul nostru. Nu are alte posibilități de a se descurca cu produsele toxice pe care fie le ingerăm, fie le producem în cazul, în fine, activității biologice curente. De asta, în momentul în care funcția hepatică este brusc oprită, se întâmplă acumularea unor toxine în organism. Noua formă de hepatită descoperită la copii i-a alarmat pe părinții din întreaga Europa, cu toate că au subliniat cât de importantă este precauția. Medicii nu cred că se pune problema de un număr mare de îmbolnăviri în viitor. Cazurile recente de hepatită descoperite la copii nu ar fi singurele pentru care medicii nu reușesc să identifice virusurile hepatice cunoscute. Există un număr de 20% din toate cazurile de hepatite acute diagnosticate la copil, la care nu identificăm hepatitice cunoscute, cele de la A până la E. Diagnosticul trebuie să plece de la recunoașterea hepatitei și de la investigațiile care să confirme că este hepatită. Și asta poate fi făcut, documentarea hepatitei, într-un timp foarte rapid, în câteva zeci de minute, nu durează zile în șir. În orice spital românesc pot fi dozate transaminazele, enzimele pe care oamenii le cunosc cu inițialele lor, TGO și TGP, și pentru a putea să ne gândim la un astfel de caz de hepatită cu evoluție severă, valoarea trebuie să fie mai mare de 500 de unități. Pentru moment nu este clar care este cauza îmbolnăvirilor în rândul copiilor. Vinovatul cel mai plauzibil pare a fi adenovirusul de clasă F, numărul 41, despre care s-a tot făcut vorbire. Asta pentru că 9 din copiii din Alabama, din Statele Unite, au avut acest virus, și adică aproape toți, și 75% din cei din Marea Britanie, dar încă nu există certitudinea că adenovirusul tip 41 este principalul responsabil. Totuși, părinții din România nu ar trebui să-și facă griji. Mai mult, această formă de hepatită nu este transmisibilă la adulți. Părinții nu ar trebui să se sperie de un rezultat pe care îl primesc cu adenovirus pentru copilul lor care are o boală digestivă. Iar fetița de 5 ani care a fost infectată cu hepatita misterioasă ar putea să aibă nevoie de transplant de ficat. Medicii spun că starea ei se degradează de la o zi la alta. Mama copilei se află în acest moment la Spitalul Fundeni, unde este evaluată pentru a vedea dacă este compatibilă pentru un eventual transplant. Comentăm acest subiect cu medicul Adrian Marinescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua! Care ar fi procedura în cazul în care s-ar dovedi că mama copilei este compatibilă pentru a-i dona o parte din ficat fetei? În primul rând, cred că ar trebui să facem o precizare. În momentul în care vorbim de o afectare hepatică și ajungem la insuficiență hepatică severă, să știți că o evoluție nefavorabilă apare în foarte multe variante de hepatită. Poate fi o hepatită cu virusuri hepatitice clasice, ca de exemplu B sau C, care să ducă inclusiv la transplant hepatic. Sunt astfel de forme fulminante. Deocamdată nu avem un mecanism foarte clar și dacă e să plecăm de la un adenovirus, așa cum se spunea și mai devreme, ar trebui să ne lămurim dacă ține într-adevăr de un sistem imunitar deficitar sau felul în care se întâmplă lucrurile. Legat de transplantul hepatic, sigur că în plan practic, dacă e nevoie, e de discutat dacă această procedură se face în afara României. Discutăm de donator, discutăm de situația în sine și de felul în care se face intervenția. Întâi trebuie stabilit dacă e nevoie, dar să știți că o insuficiență hepatică care necesită transplant poate să apară din foarte multe cauze. La noi în România se efectuează astfel de intervenții la copii, domnule Marinescu? În principiu, cred că e destul de complicat și probabil că fiecare caz trebuie discutat în parte. Sigur că transplant hepatic se face la adulți, se face de multă vreme și cu o experiență mai mult decât bogată. Trebuie văzut caz în parte. Depinde cât de sever, care sunt parametrii și ce înseamnă exact. Mi-a atras atenția informația pe care ne-ați transmis-o la începutul acestei intervenții, că despre evoluție galopantă poate fi vorba și în cazul altor hepatite. Deci, practic, nu e
fie o surpriză ce se întâmplă cu această formă descoperită și fără cauze descoperite în ultima perioadă? Este evident că nu doar în ultima perioadă, hepatite acute care se rămână fără o cauză decelabilă există dintotdeauna. Aici discutăm doar de un număr relativ mai mare de cazuri într-un timp scurt. Se întâmplă în Statele Unite, în Marea Britanie. Vă spuneam că în momentul în care ficazul ajunge să nu funcționeze pentru că e o insuficiență hepatică severă, putem să ajungem la transplant hepatic indiferent de punctul de pornire. Că este vorba de un virus hepatic sau este o altă cauză. Pot fi situații în care, de exemplu, hepatita nu are o cauză infecțioasă. Poate să fie toxică. Dacă ajungi la insuficiență hepatică severă și nu găsești o altă variantă, soluția rămâne tot transplantul hepatic. Vorbeam și despre motivele care ar sta la baza netransmisibilității la adulți. Practic vorbim aici de anticorpi pe care persoanele de peste 16-17 ani îi dezvoltă la anumite tulpini ale acestui virus sau care ar fi explicația? Ar putea să fie și aici o explicație. Pentru a ști foarte clar ar trebui întâi să lămurim că un adenovirus, un anumit tip, să-l identificăm foarte clar, este numitorul comun pentru toate aceste cazuri. Pentru că altfel nu putem să tragem o concluzie. O explicație asta să fie legată, într-adevăr, de anticorp și de protecția pe care o am trecând prin boală. E interesant de văzut, totuși vă spuneam și mai devreme, dacă ține de sistemul imunitar care e clar deficitar. Pentru că altfel, din numărul mare de copii de la nivelul mapamondului, numărul de cazuri severe de forme fulminante este foarte mic în momentul de față. Dar în același timp este o situație care a fost luată în atenție de Organizația Mondială a Sănătății într-un timp foarte scurt. Da, eu cred că aici e un lucru bun. Faptul că 2 ani și jumătate de pandemie înseamnă o experiență bogată chiar și pentru Organizația Mondială a Sănătății. Atenționările care vin atât de prompt, eu cred că înseamnă o dovadă că lucrurile se mișcă mult mai repede. Ne-am fi dorit la începutul pandemiei să fie atenționări la fel de rapide. Deci nu cred că trebuie să intrăm în panică și aceste semnale vin tocmai pentru a avea partea de observare de acum încolo. E o perioadă în care trebuie să ne lămurim foarte clar ce se întâmplă cu această situație. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru toate aceste explicații. Medicul Adrian Marinescu a fost directorul medical de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Este din nou scandal între Raed Arafat și Alexandru Rafila, după ce Ministerul de Interne a propus un proiect de lege care propune ca asistența medicală de urgență să fie coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Alexandru Rafila a avut o reacție neașteptată. A afirmat că dacă această schimbare va fi acceptată, îi va ceda poziția de ministru al sănătății lui Raed Arafat. Proiectul de lege propus de Ministerul de Interne presupune o reorganizare a instituției care vizează și asistența medicală de urgență care ar putea fi coordonat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Cum până acum Ministerul Sănătății a fost responsabil de aceste aspecte, Alexandru Rafila a reacționat dur atunci când a aflat planul lui Arafat. În cazul în care schimbarea se va produce, Ministrul Sănătății a declarat chiar că îi va ceda locul său lui Raed Arafat. Mai mult, el și-a dorit să clarifice că această afirmație nu are nicio legătură cu disputele pe care le-a avut cu acesta în trecut. Eu sunt gata să-i cedez domnului Arafat poziția de ministru al sănătății. Am fost surprins când am văzut acest proiect de lege promovat de MAI. Eu nu vreau să intru niciun fel de polemică cu nimeni în acest moment. În mod evident, asistența medicală de urgență este în dreptul Ministerului Sănătății, a declarat Rafila. În plus, acesta spune că propunerea îi se pare ilogică, mai ales că Ministerul Sănătății este cel care asigură banii pentru asistența medicală de urgență. Așadar, Departamentul pentru Situații de Urgență ar trebui să se ocupe în continuare de incendii și alte asemenea situații, în timp ce aspectele legate de sănătate să fie preocuparea MS. Anunț șoc despre cunoscutul rapper. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că au fost stabilite principalele măsuri pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Acesta a mai precizat că urmează să fie constituit un task force pentru activitățile de monitorizare și coordonare. Am stabilit reperele principale prin care vom concretiza tot ceea ce avem de îndeplinit până la primirea foii de parcurs în luna iunie anul acesta de la OCDE
și în acest sens sunt măsurile prin care urmează să desemnăm negociatorul șef, să constituim task force-ul care va răspunde nemijlocit de activitățile de monitorizare și coordonare cu partea tehnică, cu componenta tehnică de la OCDE. Tot prim-ministrul a mai spus că s-a luat decizia ca împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin ambasada de la Paris și ministerele de linie implicate în acest proces, să se asigure resursa umană care să lucreze direct cu staful tehnic de la OCDE. Am stabilit principalele elemente prin care să ne ocupăm de tot ceea ce presupune adaptarea sistemului legislativ și îndeplinirea standardelor așa cum sunt ele solicitate de la nivelul Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este un obiectiv strategic al politicii externe a României, care este inclus în programul de guvernare. Marcel Ciolacu, președintele PSD, confirmă că România va putea curând să livreze armament Ucrainei, după ce acest ajutor nu va mai fi limitat de legislație, care în prezent nu permite acest ajutor. Țara noastră ar fi pregătită să ofere arme apărării ucrainene. A fost această discuție, cum este normal să o avem. În primul rând, să existe și un cadru legislativ și să vedem și evoluția din Ucraina. Tot legat de ajutorul cu arme pe care România l-ar putea oferi ucrainenilor, președintele PSD susține că țara noastră e capabilă să înceapă acest demers. Sunt ferm convins că România este pregătită dacă vom intra într-o astfel de etapă și vom lua o astfel de decizie. Dar vom livra? Ucraina a cerut. România, după România este pregătită. România mai mult ajutor. Avem armament greu? De aceea s-au făcut aceste deplasări ca să oferim mai mult ajutor, să punem la punct anumite aspecte pe care nu se puteau decât prin întâlniri face-to-face și dacă va fi nevoia, România va lua această decizie. Declarațiile lui Marcel Ciolacu vin la doar câteva zile după ce MAPN a aprobat recent un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legislației. Dacă va fi aprobat, statul român ar putea dona direct armament Ucrainei sub formă de ajutor. O coloană de vehicule militare a fost surprinsă de șoferii care circulau pe un drum din Tulcea. Se presupune că blindatele ar aparține armatei americane și s-ar îndrepta către granița cu Ucraina, unde ar putea oferi ajutor împotriva atacurilor rușilor. Ia uitați, oameni buni, ce frumos ne pregătim de pace. Dragi români, blindatele militare au fost filmate în urmă cu câteva zile de un șofer care circula pe un drum din județul Tulcea. Din discuția pe care o purta cu un alt pasager, reiese că ar fi vorba despre tancuri care ar aparține armatei Statelor Unite ale Americii. Americană? Potrivit celor care au surprins imaginile, echipamentele s-ar îndrepta spre granița cu Ucraina, probabil pentru a întări apărarea în războiul declanșat de armata rusă. Se presupune că din convoi făceau parte vehicule blindate provizorii, Striker și echipamente pentru ajutor suplimentar. Rapperul Puia a ajuns în atenția polițiștilor și europene în luna martie 2022. Sunt de-a dreptul alarmante. Oamenii de știință de la Clintech Early au raportat dioxid de azot și particule în suspensie, elemente ale poluării aerului, în toate orașele europene. Cea mai mare concentrație de dioxid de azot a fost înregistrată în Newcastle upon Tyne, un oraș din nordul Angliei, iar cele mai mari concentrații de particule în suspensie s-au înregistrat în Spania, la Malaga și Sevilla. Creșterea poluării aerului a fost influențată în mod semnificativ de o furtună de praf din deșertul Sahara, care a traversat Europa. Praful și alți factori, cum ar fi presiunea ridicată și lipsa vântului, au făcut ca poluarea aerului în sudul și vestul Europei să fie ușor mai mare decât în Europa Centrală. În special, aerul din Portugalia sau Belgia a fost mai rău decât cel din Polonia sau România. În septembrie 2021,
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat standarde mai stricte privind nivelurile de dioxid de azot și particule în suspensie. Nivelul de dioxid de azot a fost confirmat la 25 micrograme pe metrul cub, anterior fiind un nivel consultativ. Mai multe orașe nu s-au încadrat în noile niveluri, dar două orașe spaniole aflate în frunta listei, Malaga și Sevilla, au depășit nivelurile zilnice sigure de particule în suspensie. Între timp, fiecare oraș a depășit media zilnică sigură a nivelurilor de dioxid de azot. Liderul rezistenței armate de la Azovstal cere liderilor lumii să intervină de urgență în Mariupol și să evacueze civilii. De mai bine de 10 zile, 1000 de persoane se adăpostesc în uzina de combinat siderurgic, iar resursele de hrană și apă sunt terminate. Deși combatanții regimentului Azov rezistă eroic în fața atacurilor Rusiei, este necesară salvarea oamenilor nevinovați de acolo, printre care se numără și copii sau bătrâni. Я провел обращение ко всем мировым лидерам, я обращался к мировым дипломатам, я обращался к папе Франциску, я кричал, насколько я мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракшн. Сегодня мой основной посыл – спасите гарнизон Мариуполь, проведите к нам процедуру экстракшн. Сегодня 1940 год, сегодня 2022 год. Люди. Printr-un mesaj video, liderul rezistenței armate de la Azovstal a vorbit despre situația tragică de la uzina Azovstal, unde sute de oameni duc lipsă de medicamente, alimente și apă. Acesta a susținut că printre civili se află și copii, pensionari și persoane cu dizabilități, oameni care au nevoie de urgență să fie evacuate și duse în siguranță. У нас есть гражданские раненые, которым мы тоже даем помощь, насколько мы можем. С нами здесь находятся еще гражданские люди, их здесь сотни, здесь десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная, есть проблемы. Trupele ruse atacă pozițiile ocupate de forțele ucrainene în zona combinatului siderurgic Azovstal. Mariupol de mai bine de două săptămâni. Peste 1000 de civili s-au refugiat în zona combinatului, iar circa 500 de combatanți ai regimului Azov, subordonat Ministerului Ucrainean de Interne, continuă să opună rezistență. Elon Musk glumește că va cumpăra Coca-Cola și va pune cocaina la loc, amintindu-și cum a început totul în 2017, când Elon Musk a întrebat cât îl va costa Twitter. Utilizatorii de social media nu sunt siguri dacă Elon Musk glumește sau nu. Elon Musk a postat pe Twitter că și-ar dori să cumpere celebra companie de băuturi carbogazoase pentru rețeta originală a băuturii care avea cocaină în ea. Postarea a declanșat o adevărată frenezie pe platforma de socializare, astfel încât Coca-Cola a început să fie în trend pe Twitter. În două ore, tweet-ul a depășit 1 milion de like-uri și 200.000 de repostări. Gluma lui Elon Musk vine la puțin timp după ce oferta sa de cumpărare a companiei Twitter a fost acceptată pentru 44 de miliarde de dolari. Deși tweet-ul legat de cumpărarea companiei Coca-Cola a fost citit ca o glumă, utilizatorii de social media sunt de părere că Musk ar putea în viitor să treacă și la fapte. În 2017, el a scris odată o estimare a prețului platformei Twitter. La 5 ani distanță, el și-a propus să cumpere 100% din acțiunile companiei, lucru ce acum a devenit realitate. Situația din Transnistria este în continuare una foarte tensionată, iar oamenii pare că se așteaptă la ce e mai rău. După ce au avut loc mai multe explozii, iar Consiliul de Securitate al regiunii a instituit cod roșu de atac terorist, cozile la granița cu Republica Moldova sunt uriașe și se extind pe sute de metri. Teama că Transnistria ar putea fi implicată într-un conflict militar i-a determinat pe oameni să-și facă bagajele și să părăsească cât mai repede țara. Chiar dacă Republica Moldova a clarificat că atacurile din ultimele zile au fost menite doar să strânească panica și au fost provocate din interiorul provinciei, civilii nu vor să-și asume niciun risc. Oamenii părăsesc în masă așa numita Republica Autonomă și caută adăpost pe teritoriul Republicii Moldova. Cozile la graniță sunt uriașe, iar autoritățile moldovene au sporit verificările pentru documente, ceea ce înseamnă că timpul de așteptare este unul mult mai mare. Atunci când trec granița, însă locuitorii din Transnistria nu menționează tensiunea situației din regiune drept motivul plecării. Ei preferă în schimb să spună că urmează să viziteze rudele, să meargă la cumpărături sau la medic, să facă afaceri sau să se întoarcă acasă.
Finlanda și Suedia ar putea adera rapid la NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Finlanda și Suedia vor putea adera rapid la NATO în cazul în care vor decide să ceară aderarea la Alianța Militară Occidentală. If they decide to apply, Finland and Sweden will be welcomed with open arms to NATO. Finland and Sweden are our closest partners. They are strong, mature democracies, EU members, and we have worked with Finland and Sweden for many, many years. Secretarul general al NATO a declarat că este sigur că se pot găsi aranjamente pentru perioada interimară dintre o cerere din partea celor două țări scandinave și ratificarea oficială în parlamentele tuturor celor 30 de membri NATO. So if they apply, they will be welcomed. And I also expect the process to be quick and that they can then join NATO after the formal process has been finalized. Mai mult, sprijinul public din cele două țări nordice pentru aderarea la NATO este în creștere în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Un sondaj realizat luna trecută a arătat că pentru prima dată peste 50% dintre finlandezi au susținut aderarea la Alianța Militară Occidentală. În Suedia, țara vecină, un sondaj similar a arătat că cei care sunt în favoarea aderării la NATO au fost mai mulți decât cei care sunt împotrivă. Jurnalul orei 15 a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. De la fix, Laura Chiriac vă așteaptă la News Pass, iar noi ne revedem la știrile orei 18. Pe curând!